Tatăl a alertat autoritățile italiene, cazul ajungând la tribunalul din București. După o sentință contestată de mamă printr-un recurs, tribunalul a dispus prin sentință definitivă și irevocabilă înapoierea minorului la reședința din Italia a tatălui. În plus, custodia copilului a fost încredințată bunicii din partea tatălui. La momentul actual, bunica se află în România, de unde în cursul zilei de joi, în urma executării silite, ar fi trebuit să ia copilul. La domiciliul mamei s-au deplasat un executor judecătoresc, cât și un procuror, dar niciun membru al autorităților pentru protecția copilului. Ci siamo recati a casa del bambino e la polizia ha perquisito tutta la casa. Non c'era traccia del bambino, niente che gli appartenesse. Siamo usciti fuori, ma io ho avuto l'impressione che loro ci stessero già aspettando. Infatti il bambino non c'era. Siamo usciti fuori dalla casa e la mamma del bambino ha detto che il bambino era con la nonna dalla bisnonna perché doveva essere curato. Poi lei ci è venuti, ha cercato di venirci vicino, era insieme a un ragazzo, ci hanno guardato negli occhi, a me e mio figlio, il papà del bimbo, e ci hanno intimato e ci hanno minacciato, hanno detto che vengono in Italia, che lui è venuto apposta dall'Albania perché deve sterminare la mia famiglia e che il bambino non lo vedremo mai. Che la legge lei se la fa da sola. Rivoglio mio nipote e rivoglio che la legge faccia il giusto utilizzo di questo foglio che la legge stessa mi ha rilasciato. Quello che mi interessa è tutelare la vita di mio nipote e portarlo di nuovo dove è giusto che viva. Conform spuselor executorului judecătoresc Ancuța Dumitraș, căreia a fost încredințat dosarul, la execuția silită de joi nu a luat parte, deși a fost solicitată nicio persoană din cadrul autorității tutelare din cadrul primăriei Gura Humorului, sub pretextul că această deplasare nu intră în atribuțiile autorității. Acest lucru nu a fost confirmat până la momentul actual de autoritatea tutelară. Executorul judecătoresc a refuzat să facă vreo dezvăluire în privința a ceea ce urmează să facă legat de acest caz, dar a confirmat faptul că urmează să intre începând de luni în concediu legal de odihnă. De asemenea, nu se știe dacă pe perioada concediului atribuțiile vor fi preluate de către altcineva.